Ministrul delegat pentru IMM-uri, mediul de afaceri și turism, Florin Jeanu, vrea ca directorii din departamentul pe care îl conduce să-și petreacă o zi pe lună în cadrul unei firme mici și mijlocii pentru a identifica problemele cu care se confruntă acestea, informează Mediafax. Programul denumit România Hub presupune asistență, pregătirea antreprenorială, mentorat și consultări public-private și este dedicat întreprinzătorilor, celor care vor să-și deschidă o afacere, dar și studenților și elevilor. Totodată, în cadrul acestei inițiative vor fi încheiate parteneriate cu organizații guvernamentale și neguvernamentale, în baza cărora se va oferi consiliere celor interesați. Activitățile vor avea loc atât în București, cât și în cadrul celor 8 sedii România Hub din țară timp de 12 luni. Banca Centrală Europeană va menține dobânzile la un nivel scăzut cel puțin până la sfârșitul anului 2016, a indicat președintele BCE Mario Draghi într-un interviu preluat de Bloomberg. La un an după ce zona euro a ieșit din cea mai lungă recesiune din istoria sa, BCE se luptă în continuare cu inflația lentă și încearcă să stimuleze consumul. Investitorii caută în prezent indicii privind momentul în care Rezerva Federală a Statelor Unite și Banca Angliei vor crește costurile de finanțare. Însă în zona euro recuperarea economică este abia la faza de început, a mai spus Draghi. Banca Centrală Europeană a redus la începutul lunii iunie dobânda de politică monetară la un nou minim record, de la 0,25% la 0,15%, și a coborât rata la depozitele constituite de bănci la minus 0,1%, devenind astfel prima mare bancă centrală care taxează banii păstrați de bănci în conturile BCE. Guvernul spaniol a anunțat reduceri semnificative până în 2016 la impozitele plătite de companii și populație pentru a stimula investițiile în înființarea de locuri de muncă și competitivitatea, scrie Wall Street Journal. Rata de impozitare pentru companii va coborî de la 30% în prezent la 25% până în 2016. De asemenea, cei care obțin mai puțin de 12.450 de euro pe an vor plăti în 2016 impozit de 19% față de 24,75% în prezent. Taxarea va crește însă pentru populația cu venituri între 100.000 de euro și 150.000 de euro, ca urmare a restrângerii numărului de categorii de impozitare. Uniunea Europeană a devenit în 2013 cel mai mare exportator mondial de produse agroalimentare, cu un total de 120 de miliarde de euro, grație unui avans al vânzărilor de materii prime agricole în țările în curs de dezvoltare, a anunțat Comisia Europeană citată de AFP. Creșterea exporturilor în 2013 s-a datorat cerealelor, în special grâu și orz, cu un salt în vânzările către Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Creșterile cele mai puternice s-au înregistrat pe piețele chineze de 19,7% și Arabia Saudită de 20,4%. Astfel, China și Hong Kong au ajuns la nivelul Rusiei, al doilea mare importator de produse agroalimentare europene, cu o cotă de 10%. Mai multe informații găsiți pe site-ul b1.ro la categoria Economic.